Bună seara, bine v-am regăsit, începe emisiunea de ale Buzoianului. Alături de mine în această seară este domnul consilier local Silviu Roșioru. Domnule Roșioru, bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Vorbim despre Buzău, evident, și despre problemele cu care se confruntă oamenii în orașul nostru minunat, dar înțeleg că problemele din ceea ce auzim dinspre primărie nu sunt așa de multe, crede Dili. Sunt mai multe proiecte care sunt puse în aplicare. Părerea dumneavoastră care este? Să așteptăm să le finalizăm pe cele începute. Sunt multe proiecte pe fonduri europene. Așa cum știu și buzoienii și cum au văzut, avem centru orașului, este deja un șantier și este un disconfort pentru toți cetățenii, pentru noi toți, și trebuie urgentate aceste lucrări și finalizate cât se poate de repede. Încă nu s-a finalizat Bulevardul Unirii și asta tot aduce un disconfort și este un impediment pentru toți conducătorii auto. Așteptăm să pe repede înainte să finalizăm aceste lucruri și anul viitor să facem și recepția acestor lucrări. Cred că va fi o schimbare semnificativă pentru orașul nostru și benefică pentru noi toți. Deocamdată cam astea sunt urgențele. De fapt, se și știe faptul că vor veni lucrări și tot pe fonduri europene finanțate din banii europeni la compania de apă, da. Da, și aici avem, or să apară neplăceri și lucruri care o să aducă anumite situații în cartiere, știu eu, pe străzi, și trebuie să avem puțină răbdare să finalizăm și această lucru. Important este că avem finanțare, că sunt bani și le facem pentru noi pe o perioadă lungă de timp, pentru buzoieni, pentru copiii noștri. Ce ați mai auzit dumneavoastră despre Bulevardul Unirii? Meteorologii spun că e posibil ca la finalul lunii noiembrie să ningă. Credeți că până atunci se termină lucrările sau o să luăm o pauză de iarnă și sunt continuate după? Mare lucru nu prea ar mai avea de făcut așa. Societatea care a câștigat această licitație, deja ați văzut că în unele părți s-au ajuns la trasarea liniilor continui, discontinui și montarea de indicatoare. Cred eu că sunt conștienți și nu-și îngreunează situația ca să nu termine aceste lucrări. Până la sfârșitul lunii noiembrie este suficient timp să finalizăm aceste lucrări și pe urmă în primăvară să facem recepția lor. Până atunci există un timp de a verifica să practic traficul și situațiile din teren. O să mai vorbim despre șantierele deschise în Buzău, însă știu că săptămâna trecută ați fost, sau zilele trecute, îmi spuneți dumneavoastră, când la Parlamentul României, acolo a fost Liga Aleșilor Locali, da? Da, la nivel național, din partea Partidului Mișcarea Populară, a fost binevenită, ne-am strâns peste 1500 de persoane la Parlamentul României. Sâmbăta trecută a fost asta, pe 29 octombrie. A fost o întâlnire de bun augur. Am avut și invitați de la alte partide. Vorbim aici de conducerea USR și conducerea formațiunii Forței Dreapta, noua formațiune politică, unde președinte este domnul Ludovic Orban, iar la USR domnul Drulă. S-a schițat o alianță între cele trei partide pe dreapta. Vom vedea care va fi viitorul. V-am spus că ne așteaptă un an preelectoral, 2023, și pe urmă 2024, unde va fi un an cu toate cele patru alegeri. Vorbim aici de locale, europarlamentare, parlamentare și prezidențiale, unde toți factorii politici trebuie să își dea întâlnire și să scoată rezultate fiecare ce își propun, pe ce eșichier politic se situează. Dar ați vorbit la această întâlnire
și despre problemele pe care consilierii din opoziție le au de obicei? Pentru că PNV-ul e în opoziție. Bineînțeles, în lucrurile astea s-au scos în evidență. Tocmai asta a și determinat această alianță, propunere de alianță, să se formeze un pol puternic pe dreapta și cu alte partide tot de orientare centru-dreapta să vină lângă această formațiune politică și să fie un pol opus la ceea ce este astăzi în guvernare. Cu proiecte noi, cu oameni noi, cu lucruri hotărâte în care să fim eficienți. Haideți să vorbim cu un telespectator. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, doamnă, bună seara, domnul Roșu. Câteva întrebări, domnul Roșu. Prima întrebare e legat de la strand acolo. Nu s-a mai făcut nimic de vreo 2-3 ani. Dacă știi ceva să ne dea un răspuns acolo. Când încep lucrările la fostul strand acolo, dacă se face ceva. Al doua probleme cu spitalul municipal. Când începe proiectul, nu să-mi spună că va începe. Să-mi spuneți, în primăvară, la data de începe proiectul cu spitalul municipal. Da. Și a treia întrebare care o aveam să-i spun domnului Roșu, ori legat de unirii, zice că s-a apropiat. Trotuarele nu sunt gata. Nu sunt gata, domnul Roșu, oră. Nu sunt gata. Uitați-vă la toate trotuarele, la toate capetele de trotuare, că nu sunt finalizate. Și nu numai trotuarele, da. Sunt toate întrebările, da? Da. Nu, mai am o întrebare legat de asociația de locatare. Am promis de vreo 5 ani de zile, domnul Roșu, oră, că... Dumneavoastră ați întrebat și data trecută și v-a explicat foarte clar și domnul Roșioru că trebuie schimbat o lege. Domnul Roșioru nu schimbă legi, păi nu e parlamentar, așteptăm cu interes și noi. Dânsul a făcut o propunere. Vă mulțumesc pentru intervenție, vă răspunde invitatul meu imediat. În primul rând cu ștrandul, știți ceva? Da, lângă ștrand acolo știm cu toții și au fost atâtea discuții, s-a înființat un parc, deja lucrările sunt aproape finalizate pe 7 hectare, amenajarea este frumoasă, este binevenită, iar această amenajare este doar o parte din întreg ansamblu de schimbarea destinația acelei zone. Trebuia să fie un bazin olimpic acolo, înțeleg că nu se mai face în acel loc, dar o să vedem ce se va întâmpla. De făcut se va face, dar întâi să găsim locația și finanțarea. Deocamdată este doar propunere. Vorbim aici de Bulevardul Unirii. Da, eu m-am adresat și strict pe carosabil, unde acolo este traficul. Este adevărat că și pe aceste părți ale... Vorbim de aceste trotuare. Unele s-au făcut, altele mai suferă anumite modificări, anumite... Oricum, lucrarea încă nu a fost recepționată, așa că mai e de lucru, da, și la trotuare, da. Și nu numai. Cu spitalul, da, municipal, știți exact data la care încep lucrările? În primăvară va începe lucrările, ca să liniștim pe domnul. Spitalul deja este în linie dreaptă, se lucrează la studiu de fezabilitate, la proiect. Nu este așa simplu. Lucrurile se vor pune la punct în scurt timp și cred eu că prin luna mai așa vor începe primele semne de... De șantier. De începerea lucrărilor la acest spital. Știm cu toții, cred că o parte din buzoieni, dar mai aduc încă o dată în discuție, zona unde se va face acest spital este zona între Hanul Țintă și Spătaru, intrarea satului Spătaru. Deci, acolo unde a fost donat un teren, 85, da, de, da, către un om de afaceri. A fost donat și felicitări pentru acest lucru. Important este că se va construi acest spital și este benefic pentru noi toți. Vis-a-vis de asociații, am și stabilit împreună ca într-o emisiune viitoare să venim și cu unul dintre președinții de asociații care a reușit să schimbe așa puțin sistemul, organizarea, da, și să plătească mai puțin, atât, da,
prin asociație, dar și proprietarii de apartamente, o să discutăm despre soluțiile care sunt în contextul legislativ actual. Corect. Și sunt viabile și se pot face, încă se pot face aceste mini-asociații, dar cel mai bine ar fi să aducem oameni care au pus în practică această situație și sunt câțiva în municipiu și pot să-i ajute și pe ceilalți doritori de această înființare acestui gen de activitate. Vreau să, dacă tot vorbeam despre trotuarele de pe Unirii, vreau să urmărim un material despre ce s-a întâmplat pe Transilvanie, pentru că foarte mulți buzoieni s-au revoltat în momentul în care au auzit că se redeschide șantier acolo. Urmărim știrea și apoi comentăm. Infrastructura rutieră de pe strada Transilvaniei a fost reabilitată în urmă cu mai bine de 2 ani, dar numai pe zona de carosabil, fără a se interveni și asupra trotuarelor. Pe segmentul dintre fabrica de bere și ieșirea din oraș către Vernești, pietonii sunt nevoiți să se deplaseze în condiții improprii, deoarece trotuarele sunt deteriorate aproape în totalitate. În paralel a fost finalizat și proiectul european privind asfaltarea străzii Transilvaniei, mă refer la segmentul cuprins între Bulevardul Unirii și fabrica de bere, și în paralel am demarat procedurile de licitație pentru reabilitarea trotuarelor pe toată această zonă, însemnând fabrica de bere, ieșirea spre Vernești. După desfășurarea licitației, a fost desemnată o firmă câștigătoare care urmează să se ocupe de reabilitarea trotuarelor de pe acel segment al străzii Transilvaniei. Săptămâna aceasta a fost semnat ordinul de începere a lucrărilor. Este o lucrare cu fitting roșu, în sensul că avem proiectul tehnic finalizat. Probabil în perioada imediat următoare vor începe lucrările pe aceste trotuare. Mă refer tot segmentul cuprins între fabrica de bere și ieșirea din municipiu spre Vernești. În afară de reabilitarea trotuarelor, constructorul desemnat va trebui să coboare rețeaua de cabluri aeriene în canalizații subterane și să refacă spațiile verzi. Pe acel tronson de stradă nu vor fi montați stâlpișori de protecție pentru trotuare și nici nu vor fi aplicate marcaje rutiere care să permită accesul mașinilor în gospodării, deoarece aici nu există o bandă unică pentru transportul în comun. Am văzut ce s-a întâmplat exact, domnule Roșioru, cu trotuarele de pe Transilvaniei, care până acum erau ocupate de mașinile celor care oricum n-aveau unde să parcheze, mulți dintre ei. Alții, pentru a evita să le bage în curte, le lăsau tot pe trotuar. Acum înțeles că am înțeles că au fost amplasați și stâlpișori în unele zone acolo, da. Și urmează să înceapă lucrările. Comentăm imediat, dar înțeleg că așteaptă cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Sărbâine! Bună seara, domnul Roșioru. Aș vrea să vă spun o problemă care eu am. Deci, am făcut o notificare adresată primăriei în decembrie 2001 și mi-a venit răspuns în octombrie 2022. Ce părere aveți? Ce părere aveți? Este că normal. Eu sunt blocat complet. Dar ce a spus normal. Atunci în 2001? Oricum era alt aparat. Am avut o casă în Dorobanț, demolată, și am fost nemulțumit și am făcut o notificare la primărie. Și primăria mi-a dat răspuns după 21 de ani. Da. E posibil? Nu este posibil și trebuie urgent să luăm legătura, să vedem ce s-a întâmplat. Vă rog să lăsați numărul dumneavoastră de telefon în regie și după emisiune vă sun să ne întâlnim să vedem care este situația și de ce s-a ajuns la această problemă. Să stau de vorbă cu dumneavoastră. Vă rog mult de tot. V-am văzut mereu și v-am apreciat la televiziune. Vă mulțumesc mult de tot. Lăsați numărul dumneavoastră de telefon ca să putem lua legătura și să intrăm în detalii să vedem ce s-a întâmplat și nu este posibil, este inadmisibil este acest ceva. Este posibil, vă arătați, mi-a venit după 21 de ani răspuns. Nu este posibil să fac așa ceva administrația locală. Eu vă cred, cum să nu, dar trebuie să discutăm această situație. Dar totuși în 21 de ani n-ați făcut alte demersuri, ați așteptat un răspuns prin poștă sau... Nu, am așteptat un răspuns din partea primăriei. N-ați mai fost să vedeți ce se întâmplă 21 de ani? Adică mă gândesc că e o problemă care nu putea fi rezolvată fără răspunsul de la primărie, nu? Păi bineînțeles, eu am solicitat despăgubirea care n-a fost suficientă, iar pe teren mi-a plătit 2 lei pe metru pătrat. În cartierul Dorobanț, unde s-a făcut cartierul Dorobanț 2, a început prin curtea mea. Da.
Da, interesant. Da. Metru pătrat. Și acum răspunsul pe care l-ați primit? Răspunsul care l-am primit, mi-a spus că s-a trimis, mi-a dat mie răspuns, mi-a spus că dacă sunt nemulțumit să fac recurs, dacă am eu bani de cheltuială, că a trimis o adresă și la prefectură și a trimis și la fondul proprietatea și s-ar putea să fie, să primesc niște puncte sau cam așa ceva, câte puncte nu știu și ce valoare are punctul, iar nu știu. Da, deci, să fiți despăgubit. Să mai aștept încă 20 de ani, cred. Da, să sperăm că nu. Să sperăm că nu așteptați să-i prindeți, evident, chiar mai mulți. Vă invit să rămâneți la telefon, lăsați colegilor numărul de telefon. Dacă nu se poate, dacă se întrerupe cumva legătura, îmi dați mie un mesaj scris pe numărul de SMS cu numărul de telefon, da? Și îmi spuneți că sunteți cu răspunsul după 20 de ani. Vă mulțumesc tare mult că ne-a spus ce s-a întâmplat. Deci, iată că se poate și asta. Bine că a venit până la urmă, nu? Orice, dar este de râsul plânsul. Adică, Doamne ferește, să... Dacă se mediatizează această situație, suntem... Păi s-a mediatizat deja, da. Adică... Nu este normal și nu este firesc să vedem care este cauza. Trebuie să vedem. Sunt foarte curios. O să mergem împreună, o să merg cu cetățeanul să văd care și de ce s-a ajuns la această situație. Și probabil că nu e un caz singular, adică nu cred că e o singură situație de felul ăsta. Dacă s-a creat acest precedent, este clar că vor mai fi și alte cazuri și trebuie verificat și amănunțit orice caz în parte. Revenind puțin la ce se întâmplă pe Transilvaniei, erau, știți și dumneavoastră, foarte mulți telespectatori care ne sunau, ne spuneau că n-au pe unde să meargă decât pe carosabil. Acum poate în sfârșit se va rezolva problema. Dar s-a gândit cineva și la cei care parcau pe trotuare și acum sunt obligați să găsească alt loc? Adică s-a amenajat vreo parcare pentru acei oameni? Acum fiecare trebuie să-și gospodărească această situație și trebuie să-și facă un acces în curte pentru a-și parca mașina. Sunt și imobile unde nu permit acest lucru, dar vedeți dumneavoastră că mai există și impediment de genul acesta, că nu poți să mulțumești pe toată lumea. Important este că s-a amenajat acest tronson, vorbim de la fabrica de bere până la magazinele Sătești, iar amenajarea trotuarilor care au mai rămas de și unde se vor face lucrări, vor fi de la fabrica de bere la Comat, undeva la ieșirea din Buzău, în apropierea Ursus, noi da. Clădiri care s-a construit acum. Este evident că acolo s-a mai așteptat pentru că mai sunt încă cetățeni care nu și-au finalizat problema utilităților. Vorbim aici compania de apă, gaze, electricitate și, exact cum spunea și domnul viceprimar, trebuiesc cablurile coborâte în pământ și dă o altă notă și o altă situație a intrării în municipiu din zona de nord. Mai avem câteva mesaje de la telespectator, domnule Roșioru. Spune cineva că ar trebui să se facă o trecere de pieton pe Unirii la ACR. Era semafor acolo, din câte știu? Nu există sau s-a desființat odată cu lucrările? S-a desființat acum, dar ea va fi. Păi și acum oamenii pe unde trec? Că totuși Unirii e tranzitată, dar chiar dacă într-un ritm mai încetin. Tot Bulevardul Unirii am văzut că nu sunt treceri de pieton, dar se știu acele zone și șoferii sunt un pic mai atenți. Că ați văzut că sunt indicatoare de lucrări, de șantier. Din ceea ce am observat, unii dintre șoferi sunt mai atenți, într-adevăr, alții aproape deloc, dar cred că ar trebui luat o măsură la primărie să mai verifice cine se ocupă și iluminarea trecerilor de pieton, pentru că în multe zone din oraș, pentru că acele becuri sunt acoperite de crengile copacilor, trecerile de pieton sunt neobservate. Această problemă este la nivel național. Ați văzut și în București, deja oamenii au ieșit, demonstrează. Tot în mass media am văzut și noi ce s-a întâmplat pe
acel tronson la Antea Aeriană, când sunt mai multe cruci decât indicatoare, același lucru se poate întâmpla oriunde. Deci aceste treceri de pietoni trebuie semnalizate cât se poate de mult și iluminate, pentru că vedeți dumneavoastră lumea și mă refer aici la toți șoferii. Dar e o obligație, nu? O obligație a primăriei, iar poliția rutieră a pus în vedere, bănuiesc că de multă vreme acest fapt ar trebui să fie prioritatea numărul zero, dacă tot vorbim de infrastructură și de trafic. Da, așa este și o să semnalăm acest lucru acolo unde nu se va face. Dar eu cred că lucrurile vor merge într-o direcție bună. Am văzut că Unirii deja e iluminat cu leduri și pentru că ledurile sunt amplasate la o înălțime mai mică pe stâlpii de iluminat public, nu mai sunt acele probleme cu copacii care stompau toată lumina, o anulau practic. Acum chiar e iluminat carosabilul și nu doar crengile copacilor. Da, tot timpul erau cereri de toaletarea copacilor, tot din această situație. Iluminatul era un impediment pentru... Adică copacii erau un impediment pentru luminatul public și este un lucru foarte bun, un randament foarte mare atât ca și economie, dar și ca luminozitate. Deci sunt mult mai eficiente față de ce erau anii trecuți. Și peste 6.000 de corpuri de iluminat cu LED vor fi amplasate în tot orașul, da, spunea domnul primar. Da, în tot orașul și... eu am mai adus în discuție o propunere de iluminatul inteligent, acela prin senzul de prezență, că ar fi o eficiență și o economie în plus. S-a luat în calcul și această situație și va urma și va fi pusă în practică atunci când va exista această posibilitate. Să vă mai citesc câteva întrebări. De ce nu a spus nimic, spune un telespectator, vis-a-vis de înlocuirea sau de granitul de pe platou, spune, se referă bănuiesc la faptul că a fost scoasă marmura, iar acum sunt puse acele dale de granit. Da. Cum vi se pare ideea? Sunt mulți dintre buzoieni nemulțumiți de această soluție găsită. Sunt păreri pro și contra. Și mie, adică sunt nostalgic la ceea ce așa am copilărit, m-am învățat cu acea marmură. Trebuie să așteptăm finalitatea acestui proiect, vedem cât de eficient și cât de frumos și cât de estetic este pentru orașul Buzău și atunci putem să venim să ne dăm cu părerea. Dar rațiunea pentru care nu a fost aleasă tot marmură? Ce anume? Rațiunea pentru care n-au ales să pună tot marmura acolo, care e? Aici din ce este, motiv? Poate să fie și din punct de vedere financiar vorbind sau de estetic. Aici doar proiectantul, viziunea arhitecților poate să ne spună, dar v-am spus, până nu vedem finalul, vedem cum se încadrează în acel proiect, nu aș putea să-mi dau cu părerea. Încă o dată vă spun că sunt nostalgic la ceea ce a fost înainte. Dar vom vedea și viitorul. Trebuie să ne adaptăm. Clar. Ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate. Revenim în câteva minute. Continuă emisiunea de ale Buzoianului împreună cu domnul consilier local Silviu Roșioru. Domnule Roșioru, vreau să vorbim puțin despre școli, pentru că se apropie iarna. Cred că în a doua parte a lunii noiembrie o să avem și temperaturi negative noaptea și vreau să știu dacă primăria a făcut toate pregătirile din punct de vedere al încălzirii sărilor de clasă. Ați făcut probe, știți că toate funcționează, centralele, da. E totul în regulă? De această situație se ocupă directorul de școli și de licee, directorul de unităților de învățământ. Și din ce știm noi, nu există niciun fel de probleme, au fost instalate acele centrale termice și eficiența și randamentul este foarte bun, dar am fost, să zic așa, și feriți de vreme rece, fiind zilele însorite și călduroase, cred că nu a fost deocamdată nevoie și nu s-a simțit nevoia
acestei situații. Oricând unitățile de învățământ, îi asigurăm pe părinți, sunt pregătite și va avea un randament benefic pentru toți copiii. Vorbeam și cu domnul prefect într-o emisiune și vreau să vă întreb și pe dumneavoastră. Era o discuție ca în prima ședință ordinară, după ce prefectura a înștiințat primăria, care nu e tocmai un regulament bine pus la punct, acela care îngrădește practic libertatea de expresie și drepturile oamenilor, se discuta despre modificarea regulamentului și supunerea votului consilierilor locali. Nu s-a întâmplat în prima ședință ordinară. De ce? Pentru că acest proiect aceste propuneri trebuie să existe o dezbatere publică. Acest proiect este în dezbatere publică. După ce se va finaliza această perioadă, pe urmă va fi adus pe ordinea de zi într-o ședință ordinară sau extraordinară. Ar trebui în viitoarea ședință, nu cred că au trecut zilele. Da, cred că în luna noiembrie, în ședința din luna noiembrie, ședința ordinară a Consiliului Local din luna noiembrie, va fi propus și acest proiect, unde vom veni cu amendamente și fiecare consilier să-și spună părerea despre acest regulament. Sunt câteva reguli noi sau sunt anumite amendamente care ar putea da de gândit? Vi se pare o formă corectă? Cea modificată? Sunt discuții, deocamdată nu s-a finalizat, dar ceea ce s-a propus sunt păreri pro și contra, unde și noi, ca și consilieri, cel puțin eu în persoană, cu unele nu sunt de acord. Adică accesul în sala de ședință pentru presă, din punctul meu de vedere, este obligatoriu. Ne-am câștigat acest drept în 1989, unde orice membru, orice om, orice societate care, știu eu, face parte din mass media, trebuie să aibă acces la ședințele de Consiliul Local. Deși în noua formă există restricții, înțeleg. Da, există, pentru că se invocă lipsa spațiului, dar s-a găsit și această soluție undeva pe hol, s-a amenajat pentru ședințele de Consiliul Local. Dar v-am spus că sunt momente și momente unde poți să ai acces și cred eu că și la ședințele de Consiliul Local, și vorbim aici și de toți cetățenii din municipiul Buzău, este clar că numai cei care au un interes în acea ședință trebuie să aibă acces într-o anumită ordine. Trebuie să se înscrie, să se anunțe. Eu până acum, din istoria ședințelor de Consiliul Local, și am câteva mandate, nu au fost impedimente și nici probleme cu cetățenii din municipiul Buzău. Oricând au fost bine primiți și și-au spus fiecare părerea și n-au fost incidente. Pe cu presa ați avut probleme? Nu, niciodată și nici nu o să fie. Atâta timp cât ei sunt un stâlp de nădejde al democrației, e normal să aibă acces la orice ședință de Consiliu Local. Spune un telespectator, dacă știți dumneavoastră, pentru că se pare că nimeni nu știe, că avem o groapă foarte adâncă în bariera Brăilei, știu șoferii cu siguranță, pentru că am auzit multe reclamații și eu, care de-abia acum câteva zile a fost semnalizată, dar nesemnificativ, spune telespectatorul, este acolo de foarte multă vreme și nimeni nu ia măsuri. O să aduc la cunoștință mâine, deci societatea Urbis, să vedem. În bariera Brăilei, da? Să verificați. Și eu, mâine dimineață o să cer o informație, să vedem ce se întâmplă și care este situația. Și îl asigur pe telespectatorul dumneavoastră că o să iau măsura cât se poate de rapid. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Sunt... Da, vă ascultăm, vă rog. Vreau să trebuie domnul Roșioru, nu o problemă. Da. Dacă mă aude. Vă aude, domnul Roșioru, sigur. Domnul Roșioru, cu spanele cu care mi-a dat bradul, unul care sunt paralizat, un fac. Care eu sunt de un fac. Nu știu ce s-a respectul de ceva sau... Da. Noi vorbim aici de asistență. E singura întrebare, da? Bun, vă mulțumesc, sănătate vă doresc. Întrebatele spectatorul dacă trebuie să plătească la întreținere sau nu.
Normal, dacă are un grad de handicap, nu, nu trebuie să plătească și aici trebuie să ia legătura cu Direcția de Asistență Socială. Sediul este undeva, bine, cineva din familie, dacă nu poate dânsul, pe Dobrogeanu Gherea și acolo o să-i aducă la cunoștință tot ceea ce toate drepturile pe care le are. Da, toate drepturile. Dar dacă este într-o stare, știu eu, gravă, grad mare de handicap, normal n-ar trebui să plătească. Bănuiesc că e tot un conflict cu asociația de proprietari care nu înțelege sau nu crede. Dar există și au fost cazuri când s-a găsit înțelegere și s-au dat acest ajutor din partea Direcției de Asistență Socială. Sunt cazuri unde au fost ajutați. E normal să ajutăm, sunt seminii noștri, sunt oameni care fac parte din comunitatea noastră și trebuie să înțelegem că, ferească Dumnezeu, oricine poate să ajungă, ferească Dumnezeu, în situația asta și e bine să îi susținem pe acești oameni. Un telespectator vă roagă să transmiteți și conducerii Buzăului și la București că un pensionar care primește 1000 de lei și o indemnizație de handicap de 395 de lei nu se poate descurca. Așa este și îl înțeleg. Nu putem noi, care avem venituri mult mai mari, nu ne putem descurca, dar acești oameni care sunt o victimă a administrației și a conducerii politice. Din păcate, ăsta este tristul adevăr și văd că pe toate posturile de televiziune se discută că se vor mări aceste pensii, că se vor majora, că vor fi proiecte peste proiecte, dar niciodată nu s-a luat această măsură care, din punctul meu de vedere, cu majorarea ar trebui să înceapă și pe urmă scumpirea utilităților și a alimentelor. Deja este o explozie extraordinar de mare a prețurilor și o simțim cu toții, și cei bogați și cei săraci. Dar mai ales cei săraci. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Doamna, doamnă. Domnul Roșoru, asta e a treia oară că vă abordez. Trecătură cu stația de autobuz din Micro 14 de la Sinatură. La trașul domnului parte două ori, am vorbit cu dânsul. Ați vorbit cu domnul prefect, da? Ați vorbit? Am vorbit și cu domnul prefect și cu domnul primar de două ori și tot a promis. Chiar așa de greu de făcut o stație de autobuz, domnule, care nu se poate intra sub nicio formă. Da, toate stațiile din autobuz le-a pus câte o găleată de asfalt, că a fost foarte puțin de lucru. Aici e mai mult de lucru. E un dâmb, zici că e un deal de la mai știu de ce comună. Nu se poate intra sub nicio formă acolo. Vorbiți despre stația de autobuz vis-a-vis de Penny, da? De filatură. De filatură. De filatură, acolo este. Da, este o stație mare cu trafic. Da. Da, este o stație mare de nu înțeleg de ce nu se face nimic acolo, de ce nu se ia o măsură mai repede. Nu mai veniți la televizor să ne promiteți că ne ajutați. Să veniți degeaba. Vă mulțumesc frumos. Și eu vă mulțumesc, dar să știți că domnul Roșior nu poate să amenajeze stația, poate doar să transmită celor de la Urbis. Asta pot să fac și orice am transmis au luat și măsuri, 90% au fost și rezolvate și o să încerc și eu, dar dacă a fost și domn prefect, știe și domnul primar, cred că ceva se întâmplă de nu s-a rezolvat această situație până acum. Eu știu că sunt oameni serioși și pun imediat în aplicare orice doleanță a cetățenilor. O să-l întrebăm și pe domnul primar ce se poate face acolo. Da. O să aduc la cunoștință și eu și către societatea Urbis, Transbuz, factori de decizie care poate să rezolve această situație. Îmi pare nespus de rău, dar asta este situația. Știu că vor veni peste 480 de biciclete sau veni deja biciclete din Germania, da, 485 de biciclete, de când vor putea fi ele închiriate? Deci cred că de anul viitor, de anul probabil, viitor, nu? Deocamdată este un proiect european, deocamdată au fost aduse și urmează pe urmă amenajarea stațiilor în jur de 48 de stații la nivel de municipiu, vor acoperi toate zonele. E un proiect îndrăzneț, benefic pentru noi toți
30 dintre ele sunt și pentru persoane cu dizabilități, am da, înțeles. Da, și sunt și triciclete, unde cei care nu știu să meargă pe bicicletă poate să folosească aceste triciclete, prevăzute și cu un portbagaj, unele dintre ele, pentru a merge la cumpărături sau pentru a se deplasa dintr-o zonă în alta foarte ușor, cu diferite, știu eu, bagaje de mici dimensiuni. E un lucru bun, e binevenit și de-abia așteptăm să vedem finalizat acest proiect. Nu, mare lucru nu au de făcut decât amenajarea acestor stații de biciclete și, pe urmă, montarea lor. Și, pe urmă, cetățenii să beneficieze de ele. Mă bucur de acest proiect și am văzut și în alte orașe mai mari, am văzut și orașe în Occident cu astfel de proiect și mi-a plăcut. Vreau să vă întreb despre ce se întâmplă de sărbători, pentru că știu că în penultima ședință ați votat sumele pentru târgul de iarnă, pentru târgul de Crăciun, pentru orășelul copiilor. Spuneți-mi dacă știți când începe amplasarea iluminatului festiv, ar trebui să se întâmple asta? 1 decembrie. Atunci vor fi aprinse luminițele, dar bănuiesc că de acum se vor amplasa, nu? Încep să lucrările. Se instalează. Lucrările, iar de amenajarea târgului și activitatea târgului de iarnă se va ocupa societatea Piețe Târgu și Oboare, cea care aparține primăriei municipiului Buzău. Ei sunt știu eu, cei care fac toate lucrările și vor administra acest târg. Sper să fie pe placul buzoienilor și a copiilor, a celor mici, pentru că pentru ei mai mult se organizează acest târg, unde va cuprinde toate activitățile distractive și comerciale. E binevenit, cetățenii trebuie să fie informați, va fi în zona, va fi în parcul Crâng, acolo se va amenaja acest târg. Un alt telespectator întreabă când se reabilitează strada Răscoalei, probabil că niciodată, spune. Știu că au fost alocați banii prin Angel Salini și pentru strada Răscoalei, da, printre celelalte zeci de străzi care sunt incluse în proiect, dar când începe lucrările? Din primăvară va începe, deci aprilie-mai va începe amenajarea acestei străzi care face legătura dintre cele două cartiere mari. Vorbim aici de Micro 14 și strada Transilvaniei. Este strict necesar amenajarea acestei străzi și modernizarea ei, a trotuarilor și a carosabilului. Vorbeam în prima pauză despre întâlnirea pe care ați avut-o la Parlamentul României, la Liga Aleșilor Local PMP, și îmi spuneați despre o alianță care s-a creionat, da? Între da, USR, PMP vorbim, da, și Forța Dreptei. Este un în Buzău proiect. Va funcționa o astfel de alianță? Da, normal să funcționeze cam peste tot se poate, dar există și o oportunitate pentru Buzău, pentru că Partidul Mișcarea Populară are un număr impresionant de consilieri, 156 de consilieri la nivel de județ, 4 sunt Consiliul Județean, avem 4 consilieri la Consiliul Județean, 2 municipali și restul sunt 150 la nivel de comune și orașe din județul Buzău. Cred eu că avem o majoritate covârșitoare, ne vom înțelege foarte bine cu cei de la USR care, din păcate, vedeți dumneavoastră, sunt în majoritatea pleacă, sunt în dezorganizare mai mult decât o organizare. Vorbim aici de USR județul Buzău. N-au fost nici înțelegeri între cele două partide, USR și Plus, și cred că asta a dus la dezbinarea acestei organizații, iar au timp să-și revină până la alegeri, bineînțeles, așa că și fiecare are șansa lui. Sperăm să se organizeze cât mai repede și să aibă o conducere pe măsură. Iar referitor la cealaltă formațiune politică, Forța Dreptei, deocamdată nu știm dacă au filială în județul Buzău, dacă au o organizație la nivel de județ. Important este că se creionează acest pol politic de dreapta și
oamenii au această oportunitate să aleagă între dreapta și stânga. Și totuși se mai pot schimba multe, nu? Că am auzit tot felul de variante. Orice se pot. Mai avem mult până în 2000. Adică, de fapt, nu mai avem chiar așa de mult, dar se pot întâmpla foarte multe până în 2024. Important este ca fiecare dintre noi, cei care activăm în segmentul acesta politic, să ne gândim la oameni și nu la alte lucruri. Să ne gândim să le fie un pic mai bine și să facem tot ce este posibil să nu simtă această presiune și această greutate de zi cu zi a prețurilor, a tarifelor mărite și al vieții grele de zi cu zi. Așa ar fi ideal. Vă mulțumesc tare mult, domnule Roșioru, pentru că ați venit astăzi. Succes în continuare. Să ne revedem cu bine. Vă mulțumesc și le mulțumesc telespectatorilor, celor care au venit cu propuneri, celor care ne-au dat soluții și e sigur că fac și eu tot ce pot pentru a rezolva toate problemele aduse și toate doleanțele lor. Vă mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc și dumneavoastră. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți cu noi. Nu uitați de Jurnal. Seară bună. La revedere.